5 metode prin care faci răcoare în casă, fără aer condiționat. În această perioadă, când căldurile sunt insuportabile, aerul condiționat devine necesitate. Aerul condiționat ne poate salva în condiții extreme de căldură, însă este la fel de periculos pentru organismul nostru dacă este folosit în exces, provocând în mai multe cazuri pneumonii și alte infecții respiratorii. Însă nu toți dintre noi deținem un aparat de aer condiționat. Și chiar dacă avem aer condiționat, încercăm să-l folosim cât mai puțin pentru a evita aceste situații neplăcute. Care sunt atunci metodele pentru a menține răcoarea în casă fără a folosi aerul condiționat? Este foarte important să închizi ferestrele și roletele în timpul zilei, când temperaturile sunt înalte, și să le deschizi în momentele potrivite. Cel mai indicat este să deschizi ferestrele între orele 3 și 7 dimineața, când temperatura externă este mică. În acest fel, vei scădea temperatura interioară și vei risi și casa în același timp. Alege draperii deschise la culoare. Știu, chiar dacă ați crede că draperiile de culoare închise sunt mai potrivite, vă înșelați. Conform studiilor, draperiile de culoare deschisă rețin mai puțină căldură și sunt cu mult mai eficiente decât draperiile de culoare închisă. Nu folosiți cuptorul, fierul de călcat și alte surse de abur în timpul zilei. Acest lucru duce la creșterea temperaturii și umidității. Încearcă să faci de mâncare spre seară când se mai răcorește aerul în casă. De asemenea, televizorul, becurile incandescente și calculatorul sunt și ele o sursă importantă de căldură. Folosește un ventilator. O soluție foarte ieftină și eficientă este folosirea ventilatorului. Creează curenți de aer rece care răcoresc orice încăpere fără riscurile aerului condiționat. Menține-te hidratat. Este foarte important ca să te recorești, să consumi multe lichide și să consumi fructe care te vor menține hidratat în timpul zilei. De asemenea, poți aplica un prosop rece sau material la încheietura mâinii și a gâtului. Această metodă este foarte eficientă în scăderea temperaturii corpului, fiind folosită și de sportivi la nivel internațional pentru a se răcori rapid. Acestea au fost cele 5 metode pe care poți să le aplici și tu pentru a răcori casa și pe tine, fără a apela la aerul condiționat, folosind simple trucuri ca acestea. Sper că ți-a plăcut acest videoclip. Dacă ți-a plăcut, nu uita să te abonezi, să dai like și să apeși clopoțelul pentru mai multe videoclipuri interesante ca acesta. Vă mulțumesc!